Astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva produse de la Kelly's. Probabil ați văzut pe Facebook și pe Instagram deja că v-am arătat poze cu ele nedesfăcute. Astăzi le veți vedea în acțiune, dar înainte de toate vreau să vă vorbesc puțin despre produsele astea. Am câteva preferate deja și anume această pensulă unghiulară care este foarte fină și în general toate produsele pentru față îmi plac foarte mult pentru că sunt de o calitate foarte bună și sunt genul acela de pensule din fibre sintetice care nu iau foarte mult produs și te lasă să lucrezi tu și să modulezi tu cantitatea foarte bine, creând un look foarte natural. De asemenea, acest burețel m-a impresionat foarte mult, deși nu se dublează atunci când îl bagi sub apă, devine mult mai moale și oricum are o textură foarte plăcută, așa că îmi place mult de tot și din nou apreciez foarte tare la el forma care îmi permite să tapotez foarte bine machiajul și faptul că nu suge foarte mult produs. Pentru acesta micuț care poate intra în cele mai incomode unghiuri ale feței, este un pic mai dur față de cel pentru față, cel mare roz, însă se descurcă și el foarte bine și din nou nu ia foarte mult produs, lucru pe care îl apreciez. Acest produs cu siguranță vă va plăcea celor dintre voi care nu iubiți mascara cu multe straturi și întotdeauna vă curățați bine genele, dar și cele care aveți sprâncene foarte stufoase. Este o pensulă clasică pentru aranjarea genelor și sprâncenelor. Iar setul pentru ochi este un set care, din punctul meu de vedere, e incomplet, iar mai trebuie cu siguranță o pensulă de blending și o să vedeți în video că a fost un adevărat challenge să-mi fac machiajul ochilor fără o pensulă de blending, dar cred că există întotdeauna soluții. Sunt foarte multe fete care iubesc genul acesta de pensulă și am găsit-o și eu foarte utilă pentru a tapota genul acela de farduri care par pigment presați, care au mult sidef și pentru machiajul de astăzi chiar am avut nevoie de un astfel de fard și s-a descurcat de minune. Pensula aceasta mă așteptam să fie un pic mai moale și cu toate că atunci când apăs pe ea pare destul de moale, perii nu-i permit amestecarea culorii și asta pentru că perii sunt foarte subțiri și nu foarte stufoși, nu într-o cantitate foarte mare, dar merge perfect pentru a vă așeza fardul pe ploape și e foarte ok. Iar pensula pentru eyeliner o văd mai potrivită pentru a vă aplica, spre exemplu, o pomadă în sprâncene sau pentru a vă pune fard mai bine pe sprâncene, pentru că nu este, deși este foarte ascuțită și perfect tăiată, e foarte moale și în momentul în care începi să aplici produs, nu știu dacă veți putea observa, dar cumva se lasă și ca atare ați putea crea o linie ceva mai groasă de eyeliner, spre exemplu, dar pe mine asta nu mă deranjează și mi se pare perfectă pentru sprâncene. Iar ondulatorul de gene este unul foarte plăcut, nu mi-a creat niciun fel de probleme. Probabil știți deja acest lucru ca să vă dați seama dacă creștișorul pentru întoarcerea genelor vi se potrivește. Ar trebui să fie de la exact cât ochiul vostru, de la colțul intern al ochiului până la colțul extern și în acest caz creștișorul este un pic mai mare, dar asta dacă aș vrea să fiu răutăcioasă și să-i găsesc un minus acestui produs ar fi cazul să vă vorbesc despre lucrul acesta, pentru că întoarce foarte bine și fără probleme, fără accidente genele și da, asta e singurul lucru, că nu mi se potrivește perfect pe genele mele. Am practic ochiul mai mic față de acest creștișor, dar nu m-a deranjat foarte tare. Înainte de a da drumul tutorialului, vreau să vă urez și eu la mulți ani tuturor fetelor și femeilor să fiți sănătoase și fericite și nu uitați că frumusețea vine din interior, așa încât zâmbiți și fiți fericite în fiecare zi. Vă pup și vă doresc o primăvară minunată. Rămâneți cu tutorialul! Am început prin a-mi aplica o bază luminoasă pe pomeți, pe
puntea nasului și pe bărbie, astfel încât să dau acel efect de ten sănătos și luminos pe care Kylie Jenner îl are, și mai apoi mi-am corectat cearcănele care sunt foarte evidente, iar acest burițel m-a ajutat să intru foarte bine în zona cearcănelor. Mai apoi am început să-mi aplic fond de ten și am început cu extremitățile feței, deși normal ar trebui din centru, dar eu am foarte multe imperfecțiuni pe zona maxilarului și pomeților și atunci întotdeauna încep cu această zonă, eventual ca să mai revin cu încă un strat dacă este necesar. Puteți observa că am întors burețelul pe mai multe părți astfel încât să-mi uniformizez foarte bine tenul și s-a descurcat de minune, nici nu suge foarte mult produs, îmi place foarte mult acest burețel. După care pe imperfecțiuni mi-am aplicat un corector cremă. Deși mă normal nu folosesc corector cremă pentru a-mi ilumina fața, am vrut să fac și această tehnică și din nou m-am ajutat de bureței. Apoi am venit cu pudră și pensula aceasta îmi place foarte mult, pur și simplu mângâie fața, e o plăcere să o folosesc. După care am aplicat corector cremă pentru a da din nou acel efect de ten luminos și sănătos pe care fetele astea îl au tot timpul pe ten. Asta admir cel mai mult la tenul lor și machiajul lor. Și apoi mi încălzesc și mi conturez ușor tenul cu un bronzer. Și pentru prima dată mi-am conturat inclusiv nasul și a fost o experiență reușită datorită acestor pensule de machiaj. Sunt mulțumită de rezultat și am aplicat chiar și pe ochi puțin pentru a uniformiza nuanța, după care am venit cu un iluminator peste bronzer și mai apoi folosesc pe toată pleoapa o culoare ciocolată. Pentru că nu am avut o pensulă de blending, m-am folosit din nou de burețel pentru a amesteca fardurile și s-a descurcat perfect. Și voi folosi aceeași culoare și pe linia de jos a ochiului. Și pentru a curăța puțin folosesc corector lichid. Iar mai apoi vin cu un fard auriu pe mijlocul ploapei pentru a da un efect mai sofisticat machiajului, deși puteți observa că am folosit doar două culori. Pare ceva care a durat și puțin iluminator în colțul intern. Apoi îmi întorc genele și a fost foarte simplu, n-am avut niciun accident. Iar mai apoi îmi conturez linia apei cu un creion închis. Voi folosi foarte multă mascara în acest tutorial pentru că vreau niște gene foarte conturate și sprâncenele mi le umplu puțin cu un fard și le peri bine. Am vrut să vă arăt și cum funcționează peria pentru gene și da, voi folosi foarte mult mascara. Pentru prima dată mi-am conturat buzele foarte mult în afara conturului meu natural și nu știu, voi să-mi spuneți cum vi se pare, zi de zi n-aș face lucrul acesta sub nicio formă, dar ele au buzele mult mai conturate față de mine. Kylie mai ales se știe că are buzele foarte cărnoase și am vrut să obțin acest efect, după care am aplicat un ruj lichid mat și natural și am venit cu unul un pic mai deschis, iar acesta este rezultatul final. Sper să vă placă. Pupici!